Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vom vorbi despre telecomenzi universale pentru televizoare. În fața mea am două telecomenzi pilot. Ei bun, aceste telecomenzi pilot se pot folosi la televizoare de tip brand, adică Samsung, LG, Toshiba, Sony și așa mai departe, numai după o reglare prealabilă a telecomenzii respective. Această telecomandă nu îi pui baterii și te aștepți să se potrivească la televizorul tău. Această telecomandă trebuie codată. Pentru acest lucru, apăsăm pe butonul Code în cartea telecomenzii există în dreptul fiecărui televizor de tip brand un cod. După ce aflăm acel cod, să zicem, al televizorului respectiv, apăsăm pe butonul acesta, Code, și imediat introducem un cod. Să zicem acest cod. Apăsăm pe telecomandă și observați că televizorul nu face absolut nicio funcție, nici volum, nici canal, nici nimic. Este 0. Ei bine, pentru acest televizor care l-am eu în față, codul care se potrivește este 103. Voi băga din nou, apăsând prima dată pe butonul Code, până se aprinde LED-ul, și acum 103. Așteptăm, iar acum vom încerca să vedem. După cum se poate vedea, am schimbat canalul. Acum chiar pot să fac o scădere a canalului. După cum se poate vedea, pot să dau și volumul mai tare sau mai încet. Mai încet, mai tare. Deci în cazul de față, da, poate fi funcțională. Dar numai și numai după ce am reglat telecomanda în prealabil. Avem acum canal sus, uitați, 33, 34 merge. Canal jos, 35, 34, 33. Volumul mai tare, volumul mai încet. Mute, se potrivește perfect. Deci, încă o dată, în momentul când ajungeți să cumpărați o telecomandă universală, trebuie să fiți atenți la cartea care se află în pachetul telecomenzii. Aici se află un tabel. În fiecare dintre aceste căsuțe există câte o marcă de televizor, iar în dreptul mărcii respective există un cod. Citim, ne uităm, ajungem până la marca respectivă care avem noi, Sony, Samsung, Toshiba, LG, Philips, Panasonic și așa mai departe. Ne uităm ce cod îi corespunde, apăsăm pe butonul Code de aici. După ce menținem apăsat, observați că se prinde acest leduleț și băgăm codul respectiv. După ce am băgat codul respectiv, ne uităm să vedem dacă televizorul răspunde la comenzile pe care noi le facem. Dacă cumva am băgat un cod și televizorul este inert, adică nu răspunde la comenzile respective, încercăm să băgăm încă un cod foarte apropiat. După ce am băgat codul foarte apropiat, încercăm din nou telecomanda. Pe butonul de pornit, oprit, pe butonul de volum, pe butonul de canal. În cazul de față, la mine v-am arătat. Am apăsat pe butonul Code, am băgat 103, am lăsat să se memoreze acest cod și acum am dat pe volum și observați că funcționează. Avem mute, avem canal sus, canal jos. Această telecomandă poate fi folosită doar pentru butoane uzuale. Adică ce înseamnă asta? Buton de power, pornit oprit. Buton de
canal sus, canal jos, adică program plus sau program minus, buton de volum plus, volum minus, buton de mute. Nu putem intra în meniu, așa cum se poate observa, apăs pe butonul meniu și nu se întâmplă nimic, deoarece această telecomandă nu conține și partea, să zic așa, un pic mai tehnică a unei telecomenzi originale, să spun așa. Nu putem intra în meniu, nu putem face căutări sau memorări de programe, nu putem da o luminozitate mai mare sau mai mică și așa mai departe. Pentru aceste detalii tehnice trebuie căutat neapărat o telecomandă care să se potrivească pe modelul respectiv al televizorului dumneavoastră. Dar pentru funcții de bază, această telecomandă este complet funcțională. Vă mulțumesc foarte mult pentru această vizionare. Dacă considerați că v-am ajutat, vă rog frumos un big like pentru mine. O zi bună, numai bine, la revedere!